Cu siguranță ați auzit de reabilitarea orală rapidă, dar haideți să aflăm care sunt pacienții eligibili pentru această procedură. Stăm astăzi de vorbă cu domnul dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog specializat în implantologie orală. Care sunt pacienții eligibili pentru această procedură? Sunt pacienții care și-au pierdut foarte mulți dinți, care au dinții irecuperabili, cu carii multiple afectate de gingivoparodontite, sau pacienții care nu mai au niciun dinte. Deci cei cu dentiția terminală sau, cum se spune în limbaj auto sau în popor, dauna totală, dentiția terminală. Dar, din ceea ce știm, această procedură totuși este o procedură complexă. Persoanele care au diferite probleme de sănătate, de exemplu, diabet, hipertensiune arterială, mai știu eu ce alte afecțiuni generale, pot să fie eligibili pentru această procedură? Majoritatea pacienților sunt eligibili pentru reabilitarea prin dinți fixi în aceeași zi. Majoritatea contraindicațiilor se transformă în contraindicații relative sau eligibilitate. E vorba de pacienți cu hipertensiune care se compensează și se tratează. Pacienții cu diabetul zaharat trebuie să aibă tratamentul și monitorizarea și compensarea făcută, în sensul că se aduce niște limite, totul cu indicatorii de glicemie, hemoglobina glicozilată sub 8%. Majoritatea pacienților devin eligibili. 98% din pacienți sunt cu indicație de intervenție. Altfel se monitorizează, se compensează sau se temporizează. Pacienți cu infarct miocardic 6 luni, la fel pacienți cu osteoporoză și tratament cu bifosfonați se decalează cu 6 luni pentru intervenție. Adică ce înseamnă că se temporizează pentru 6 luni? Îi amânați cu 6 luni pentru efectuarea intervenției, dar ce trebuie să facă ei în acele 6 luni? Sunt cazuri foarte puține în care pacienții nu sunt eligibili. 1% din experiența mea de până acum. Pacienți cu osteoporoză și cu tratament cu bifosfonați trebuie să aștepte 6 luni cel puțin de la întreruperea tratamentului cu bifosfonați. La fel pacienți care au avut foarte puțin, că au probleme cardiovasculare, infarct miocardic, contraindicație în primele 6 luni după infarct, da. Pacienți cu inflamații, infecții acute sau cronice se compensează. În rest, nu avem contraindicații multe sau majore pentru acest tip de intervenție. Dar, după cum spuneați, în cazul osteoporozei trebuie întrerupt tratamentul pentru 6 luni, tratamentul cu bisfosfonați. Ei pot să întrerupă acest tratament fără nicio problemă în privința sănătăților generale? Se face totul printr-o coordonare cu medicul specialist curant al pacientului pe diversele afecțiuni cu contraindicații, cardiologie sau endocrinologie sau alte afecțiuni. Da. Medicul stomatolog trebuie să fie foarte atent la sănătatea generală a pacientului, să țină legătura cu medicul curant în funcție de alte afecțiuni pe care le are pacientul. Dar atunci când vine un pacient care spune că el știe că nu are nimic, nici hipertensiune, nici diabet, nici osteoporoză, nimic, totuși îi faceți un set de analize înainte de a face intervenția de reabilitare orală rapidă? Da, evident. Protocolul este foarte complex, impune o anamneză complexă, o fișă medicală cu chestionarul medical al pacientului, cu antecedentele, impune niște investigații de stare de sănătate generală, analizele de sânge și impune și niște investigații locale, volum osos și toate caracteristicile osului local. Deci, da. Așadar, nu-l credeți pe pacient pe cuvânt doar din completarea fișei, ci îl trimiteți clar să-și facă analizele de sânge. Îl credem pe cuvânt și pe evidențe, pe analizele de sânge, da. Deci... Da. Și abia apoi îl programați pentru această intervenție. Exact. Și în ce constă această intervenție și ce îi recomandați pacientului chiar înainte de intervenție? Pentru că știm că înainte de orice intervenție
sunt câteva recomandări de respectat. Da, este un protocol destul de complex, se fac multe lucruri. Întâi se face consultația 1, consultația 2, se face anamneza și investigațiile preclinice de care am discutat. Ulterior, îi se recomandă pacientului și o medicație și în ziua operației, cu medicația luată și cu toate analizele corespunzătoare, se poate trece la intervenție. Așadar, pacientul trebuie să ia niște medicamente înainte de intervenție. Cu cât timp înainte de intervenție și ce medicamente? Medicația preoperatorie se ia cu 12 ore înainte, antibiotic și antialgic cu o oră înainte de intervenție, un antialgic și antiinflamator. Și urmează intervenția, care cât timp durează? Multiple extracții, dacă sunt implanturi, 4 sau 6 implanturi, curetat, curățat totul, stabilizat implanturi și făcută o scanare, o amprentă digitală, presupune vreo 2 ore de chirurgie în medie și încă vreo 20 de minute o scanare, o amprentă digitală. Amprenta digitală se ia când anume? Imediat după inserarea implanturilor și sutura locului operației. Și ce rol are această scanare intraorală? Rolul de a prelua poziția implanturilor și a bonturilor pe care le inserăm pe implanturile stabilizate în os în aceeași zi, ca să le putem transfera în laborator digital din softul scannerului și din intraoral spre softul laboratorului pentru proiectarea lucrărilor. Și această scanare intraorală se transferă apoi digital pentru a fi realizată lucrarea provizorie? Da, pentru lucrarea provizorie fix realizată în aceeași zi cu laboratorul intern și cu toate tehnologiile. Deci dumneavoastră, în cadrul clinicii dumneavoastră, aveți laborator și realizați imediat lucrarea provizorie. Exact. Deci parte a protocolului și parte a factorilor pentru care se poate realiza atât de rapid totul. Și pacientul va pleca cu dinți. Da. Și ce rol are această lucrare provizorie? De a restaura funcțiile arcadelor și aparatului dentomaxilar, în special pe pacienți, interesează să restaurăm estetica, funcționalitatea, la fel ca și pe noi, să-și poată relua funcțiile sociale. Să poată vorbi, să poată zâmbi, să poată mânca? Da, se mănâncă. Ce mănâncă el după intervenție? Da, e o discuție aici, sensibilă, sunt foarte multe avantaje ale protocolului. Neajunsul este că o să mănânce moale, oricum mult mai bine decât cu dinții afectați dinainte sau fără dinți sau cu o proteză, dar se mănâncă moale timp de 4 sau 6 luni până se face reabilitarea totală, definitivă. Se mănâncă alimente moi și cu grijă pe restaurarea protetică provizorie din acrilat și pe implanturile care trebuie să se osteointegreze în os în toată această perioadă. Nu este cam mult pentru un pacient 4-6 luni să mănânce moale, adică piureuri, supe, mai știu eu ce, n-ar putea să mănânce carne, n-ar putea să mănânce o friptură? Din păcate nu, e alternativa cea mai bună față de a avea o proteză mobilă acolo. Ce se poate întâmpla dacă un pacient nu respectă această indicație? Dacă nu sunt respectate indicațiile, se rupe lucrarea provizorie care este făcută să reziste mai puțin decât implanturile care se pot mobiliza și dezintegra din os. Așadar, se strică lucrarea provizorie, dar nu sunt afectate totuși implanturile. Cel mai probabil, prima dată cedează lucrarea provizorie, iar dacă sunt supra-solicitate, se pot afecta și implanturi. Și dacă se rupe lucrarea provizorie, vine la dumneavoastră și spune ce a pățit, da, și îi mai faceți o lucrare. Da, se sună. Și a doua zi se poate reprinta sau refreza o lucrare provizorie fixă din nou. Dar ar fi indicat să nu se ajungă absolut la așa ceva? Cel mai indicat. Și pacientul să se gândească că totuși după 4-6 luni o să poate să mănânce și friptura pe care și-o dorește. Și oricum mănâncă mult mai bine decât înainte, pe dentiția terminală, și mănâncă mult mai bine decât cu o proteză mobilă. Și în acest interval, 4-6 luni, mai vine la control? Se mai întâmplă ceva? În mare măsură nu. Se îndepărtează firele la 30 de zile după operație și revine pentru lucrarea definitivă la 4 sau 6 luni. Și după 4 și 6 luni vine în cabinet
și primește dinții definitivi? Vin în cabinet pentru protocolul de protetică definitivă. Se scanează, se amprentează din nou situația actuală. După operație se întâmplă remodelări osoase gingivale. Se scanează, se amprentează situația actuală, se face o probă la o săptămână și se aplică lucrarea definitivă la încă o săptămână, aproximativ. Cam asta este protocolul. Această scanare intraorală este cu lucrarea provizorie sau fără lucrarea provizorie? Scanarea intraorală se face cu lucrarea provizorie pentru niște repere. După ce pacientul s-a obișnuit cu ea și a fost echilibrată, ne ajută foarte mult și aici e rolul stomatologiei digitale. Putem să o scanăm și să preluăm relațiile intermaxilare din lucrarea provizorie, să le transferăm pentru lucrarea definitivă, care se poate face și se suprapune pe provizorie cu ajustările pe care le considerăm necesare. Deci este precum lucrarea provizorie, atâta doar că este dintr-un alt material și este mult mai rezistentă. Da. În linii mari poate să fie ca și lucrarea provizorie cu ajustările pe care le considerăm necesare, dar din materiale mult mai rezistente. Care ar fi acestea? Infrastructuri de multe tipuri, cel mai adesea metal titan, pot să fie și alte infrastructuri de zirconiu sau alte materiale, niște compozite foarte avansate, dar sunt mai friabile, iar suprastructura se face din materiale estetice, ceramică, zirconiu sau compozite. Și ca să revenim la intervenția propriu-zisă, se face cu anestezie locală? Ajunge anestezie locală la o lucrare atât de complexă, la o intervenție atât de complexă? Da, este suficient, pacientul nu simte nici o durere în timpul intervenției, se pot completa cu anestezice oricând e nevoie. Nu se simte durere. Tot disconfortul că e de muncit vreo 2 ore și pentru medic și pentru pacient, spatele și articulațiile. În rest, intraoral nu se simte nicio durere. Și această anestezie locală, cu ce substanțe se face? Sunt niște substanțe care sunt potrivite pentru toți pacienții? Există pacienți care nu se împacă cu acest tip de anestezie? Se realizează cu anestezicele standard de stomatologie, cu articaină, cu sau fără adrenalină, anestezicele standard din stomatologie, pe porțiuni și pe segmente din arcadă se anesteziază normal. Și se potrivește pentru toți pacienții acest tip de anestezie? Pentru majoritatea pacienților, cu precauție pacienților cardiaci, să limităm numărul de capsule de anestezice, dar nu am întâlnit în experiența de mii de implanturi vreo decompensare de la anestezicul stomatologic. Și după această anestezie locală, în cât timp își revine pacientul? Anestezia remite în 2-3 ore. Deci, după intervenție, nu mai rămâne cu obrajii amorțiți, cu limba amorțită? Nu. Anestezia remite în 2-3 ore, iar după aceea, evident, ca și după orice operație, rămâne cu umflătură 2-3 zile, se umflă și se dezumflă locul intervenției. Ce recomandări ar fi pentru aceste 2-3 zile ca să treacă mai ușor peste aceste 2-3 zile, când se mai umplă, poate se mai învinețește? Da, sunt niște indicații pe care le dăm pacienților, verbal, scris, foarte important să respecte indicațiile postoperatorii, să menajeze locul operației, nu se deranjează cu limba, nu se clătește energic acolo, se continuă cu medicația pentru respectivele 5 zile. Și se igienizează cu precauție locul, atenție la gingii, să nu le afectăm și deranjăm pe perioada de vindecare de vreo 10 zile. Deci se menajează locul operației, se igienizează toți ceilalți dinți corect, dar cu atenție la zona de operată și la gingiile suturate. Și în al treilea rând, medicația aproximativ 5 zile postoperatorie. Și apoi vine la dumneavoastră pentru un control? La 30 de zile se îndepărtează firele, prilejul cu care se face și controlul. La nevoie, oricând, se poate face control de rutină. Ajută dacă pui gheață sau... Ar putea să ajute primele 24 de ore, poate să ajute și gheața pentru prevenirea edemului tumeu, umflăturii postoperatorii.
Și în aceste prime zile, 2-3 zile după intervenție, presupun că bea doar sucuri sau... Da, indicarea este să mănânce moale. Moale pasat, blenduit cu blenderul și lichide semi-solide oricum. Și din experiența dumneavoastră, pacienții care recurg la o asemenea intervenție, cam ce vârstă au majoritatea lor? Majoritatea sunt pacienții peste 60 de ani, vârsta medie probabil că e 60 de ani. Și da, am operat pacienți de la vârste mai mici până la 87 de ani. Cel mai vârstnic pacient se poate opera până la vârste înaintate. Dar cel mai tânăr? Pacient pentru o asemenea intervenție? Și ceva de ani. Pentru că se neglijează prevenția, se neglijează întreținerea dinților, igienizarea lor corespunzătoare, menajarea lor și vizitele periodice pentru controle stomatologice. Pentru că, într-adevăr, am auzit foarte multă lume că recurge la o asemenea intervenție, care ar trebui, dintr-un punct de vedere normal, să-i spunem, să fie o intervenție pentru vârste mai înaintate, totuși. Așa este. Ar trebui să fie pentru vârste înaintate sau ar trebui să nu mai fie la un moment dat. Plătim tribut educației medicale deficitare din deceniile trecute. Important este, da, să începem să prevenim și, decât să tratăm. E mult mai simplu și mai eficient și asta instruim și pacienții care ajung în situația asta și putem să-l refacem un set de dinți. Dar înainte de asta le spun că cel mai important lucru este să-i fii curățat și să-i fii igienizat și să-i fi întreținut pe dinții existenți și apoi să ajungem în situația terminală în care, da, refacem, dar cu mare grijă de aceștia și de noul set de dinți, prevenție și întreținere. Deci ei trebuie să înțeleagă că au niște responsabilități, adică trebuie să-și igienizeze corespunzător noi dinți. Absolut. E o muncă în echipă, medic-pacient, responsabilitate pentru fiecare tehnică și act chirurgical, dar și de întreținere din partea pacientului e foarte important a-i întreține. Pentru că s-ar putea să existe totuși pacienți care să se culce pe ureche și să spună ok, mi-am făcut implanturi sau chiar dacă nu sunt eu foarte atent la igienizarea dinților natural, o să mă duc să-mi fac implanturi la un moment dat și după ce își face implanturi, dacă nu e atent, dacă nu schimbă aceste proaste obiceiuri, ce se poate întâmpla? Prima dată și cel mai frecvent începe să mănânce neglijent din nou alimente normale pe provizorie, când nu e cazul, sau alimente dure. Gen ciocolată din frigider, să nu mănânci la temperatura camerei, ci din frigider, este un aliment dur și se fracturează lucrare provizorie, se pot mobiliza implanturile. La fel, pacienți care pe termen lung nu vizitează pentru controle regulate medicul stomatolog pentru igienizări la 6 luni, în timp, în ani, la fel pot să și piardă gingia, osul, implanturile. Deci pot să apară probleme și la implanturi. Da, și se expun unui nou set de intervenții, ceea ce e contraindicat. Poate o să fie mai atenți, pentru că este totuși vorba de bani. Și atunci, da, și dacă au plătit odată o asemenea intervenție, atâtea implanturi, lucrări, coroane și așa mai departe, poate vor fi mai atenți, că până la urmă oamenii sunt atenți totuși la bani. Da, majoritatea, da, sunt mai atenți din experiența de mulți ani cu aceste cazuri, iar alții, cum am zis, probabil că se responsabilizează la a doua intervenție și mai sunt și astfel de cazuri. Dar pacienții care fumează vin și recurg la o asemenea intervenție, dar ei continuă să fumeze și după această intervenție. Din nou se expun unor riscuri, așa cum le spune medicul stomatolog, internist sau pneumolog, se expun unor riscuri. Probabil că nu se pot opri, pot să reducă considerabil volumul de nicotină și asta ar fi cel mai de indicat. Altfel își asumă niște riscuri.
dacă un pacient vă spune nu pot să renunț la fumat, totuși acele câteva zile imediat după intervenție, dacă fumează? Din nou, e un risc. Nicotina e vasoconstrictor și reduce aportul sanguin pe gingii, pe os și pe potențialul de regenerare a osului și organismului. Deci este contraindicat primele 7-10 zile după operație a se fuma și apoi redus considerabil pentru oricine fumează. Se vindecă mult mai greu, nu? Dacă ar fuma. Da, se vindecă mai greu sau nu se poate vindeca. Grav. Și persoanele care se confruntă cu boala parodontală sunt eligibile pentru această intervenție? Da. Protocolul este foarte complex, dar și de aici stă complexitatea. Necesită o evaluare parodontală foarte bună, iar pe dinții care sunt irecuperabili se face o terapie parodontală completă, adică li se rezecă dinți, focarul infecțios, se curetează foarte bine osul, gingia, astfel încât să îndepărtăm complet afecțiunile parodontale și să asanăm, să curățăm foarte bine locul osul pentru implanturi. Asta înainte de intervenția de reabilitare orală totală? Sau în cadrul intervenției? Avantajul și lucru spectaculos este că se face tot într-o zi. Și de aici și rapiditatea intervenției. Este foarte complex, dar se poate face totul într-o zi. Se îndepărtează dinți afectați, se curăță, se chiuretează osul, se asanează totul, se nivelează dacă e nevoie, apoi se inseră implanturile, se stabilizează în os și se poate merge mai departe la adiții ușoare, sutură și protetică provizorie. Este vorba în principal de acele implanturi înclinate, cum le spunem noi popular, pentru că le puneți în locurile unde există suficient os. Da, da. Dar vorbeați și de mici adiții de os. Unde este cazul și unde s-au făcut pacienților parodontotici de care discutam, unde s-au făcut extracții, e nevoie de mici adiții de os în loc unde s-a făcut extracția. Mai mici sau mai mari la cei care au avut o gingivă parodontită profundă. Și în aceeași intervenție. Și în aceeași intervenție se și poate face și adiția de os, așa cum se face adiția de os într-o intervenție singulară de implant. Da. Deci totul într-o singură ședință. Presupune mai multe astfel de operațiuni pe mai mulți dinți și implanturi. Tot într-o singură ședință de 2 ore aproximativ. 4 sau 6 implanturi. Și această intervenție de reabilitare orală totală o faceți într-o singură ședință pe ambele arcade? În general decalăm pentru a doua zi sau după ce se recuperează pacientul după prima intervenție. Sunt pacienți care au ajuns în situație pentru că nu s-au expus la controle intervenții stomatologice prea multe și atunci preferăm să temporizăm lucrurile, nu facem totul dintr-o singură ședință și superior și inferior, o arcadă într-o zi și ulterior cealaltă arcadă. De obicei împărțim aceste ore multe de operație în două. Și a doua arcadă? Când preferă pacienții să fie făcută? Chiar a doua zi sau după câteva zile după ce și-au revenit? Da, depinde de factorii care îi condiționează pe ei. Dacă se grăbesc, sunt cu timpul limitat, vin de afară, trebuie să plece, atunci preferă a doua zi. Altfel, pentru localnicii, cei din regiune, preferă să aștepte vindecarea de o săptămână, două sau chiar 4 săptămâni, o lună. Și apoi își iau din nou inima în dinți, cum se spune, pentru a-și rezolva și problemele de pe cealaltă arcadă. Și apoi, da, încă 2 ore la intervenție și la chirurgie, care compensează pentru cele multe zeci de ore în care nu s-au expus la controle și intervenții stomatologice de rutină. Da. Și în cadrul acestei intervenții, în care se reabilitează total o arcadă, realizați 4 sau 6 implanturi pe care se pun apoi coroanele, se fac apoi toți dinții. Câte implanturi? 4 sau 6? Decideți înainte de intervenție, în baza consultațiilor de rigoare? Da, se decide înainte de intervenție, se face planul preliminar, se face un plan final după ce vedem computer tomografie, volumul osos, se face un plan final.
care rare ori se ajustează intraoperator. Dacă e nevoie, computer tomograful este în clinică și se poate examina 3D poziție os, implanturi sau ajustări de poziții implanturi, dar în general se face totul planificat dinainte, pe 4 sau pe 6 implanturi, funcție de volum osos, funcție de volum osos restant după toate condiționările și situația pacientului. În general, pe 4 implanturi la mandibulă, pe 6 implanturi la maxilar. Angulate sau drepte, din nou, depinde. De ce la mandibulă 4 de regulă și de ce la maxilar 6 de regulă? Pentru că la mandibulă osul este mai dens și la maxilar este mai moale și apoi la maxilar suntem condiționați și de niște formațiuni anatomice, sinusuri maxilare care trebuie evitate. Deci pentru mandibulă ajung 4 implanturi. Da, în general da. Majoritatea practicienilor așa consideră și așa se practică, cu 4 implanturi în general pentru mandibulă și aproximativ 6 pentru maxilar. Și pe aceste implanturi se fac apoi toți dinții. Asta înseamnă că un implant susține mai multe coroane. Da, se face ca și o punte pe dinți, se face o punte pe implanturi și susține o astfel de reabilitare chirurgicală pe 4 sau pe 6 implanturi, susține 12 dinți, o arcadă de la molar 1 la molar 1, ceea ce e suficient pentru o masticație funcțională. Așadar, pacientul are dinți fixi în urma acestei intervenții de reabilitare orală rapidă totală. Este același lucru, de fapt, și intervenția Fast and Fix și intervenția All on 4, All on 6, atâta doar că e vorba de denumiri diferite. Exact. Dar procedura e aceeași. Da, procedura este asta, reabilitare completă, complexă pe implanturi arcadic și are diverse denumiri comerciale în funcție de producătorii de implanturi. Morala este că ar trebui să întreținem dinții naturali, dinții permanenți, iar prevenția e mai bună decât tratamentul întotdeauna. Dacă se ajunge în extremis la situații terminale, da, reușim să refacem totul într-o singură zi, foarte complex, dar reușim să facem asta și din nou a întreține e mai bine decât a trata și acest nou set de dinți. Da, multă lume spune, mă costă mult să-mi fac dinții. Dar problema este că ajungi la acele costuri pentru că ani de zile nu ai făcut nimic, pentru că ani de zile nu ți-ai îngrijit dinții. Deci tu tot acumulezi niște datorii, ca să spun așa, față de sănătatea ta orală. Da, exact așa este. Se compensează totul la un moment dat și vine o scadență. Așa spun toate evidențele, studiile în preventologie și terapie stomatologică, se știe. Costă mai puțin prevenția decât tratamentele acestea complexe. Și nu numai în medicină, în general, în viață, costă mult mai puțin să fii mai prevăzător, să ai o atitudine preventivă, decât să repar după aceea oalele sparte. Așa este în toate specialitățile, absolut. E de realizat astfel de intervenție pentru reintegrarea socială, pentru a recăpăta zâmbetul și funcționalitatea masticației a dinților și reintegrarea socială a pacienților. Știu că aveți mulți pacienți și din afară, adică români care au plecat să lucreze în străinătate și vin în vacanțe și își fac dinții în România. Da, a început cu români care au plecat în afară și au venit pentru astfel de intervenții. S-a continuat cu cunoștințe și prieteni de ai lor din afară și străini care vin să-și rezolve intervențiile aici. În România, know-how medical, tehnologiile sunt foarte avansate și prețurile sunt de câteva ori mai economice și mai mici decât în vest. Și așa, încet, încet, au ajuns să vină și francezi, și spanioli, și italieni să își facă dinții în România. Și americani, și australieni, da. Foarte interesant. Dar românii care stau în România, părinții și bunicii noștri, vin să-și facă aceste intervenții?
Vin și se pare că vin tot mai mulți pentru că proteza dentară nu este o soluție agreabilă și confortabilă. Și se pare că pacienții înțeleg asta și pot să facă asta pentru sănătatea lor orală și dentară și generală. Și bineînțeles și noi ar trebui să-i ajutăm pe părinți, pe bunici, pe mătuși și așa mai departe, să-i ajutăm să aibă dinți fixi. Exact. Se poate face asta. În ultimă instanță se poate face reabilitarea completă și complexă pe implanturi. Mulțumim pentru toate aceste lămuriri. Mulțumesc și eu. A fost o plăcere. Mulțumim.